O să urmărim ce decizie va lua președintele Klaus Iohannis și când va lua această decizie. În legătură telefonică directă cu noi este maestrul Ion Cristoiu. Mulțumesc, maestre, pentru această intervenție. Vorbind despre o teorie pe care dumneavoastră o expuneți pe blog, foarte interesantă, spuneți dumneavoastră o operațiune de stat cu ocazia acestor sărbători, operațiunea de eliberare a Elenei Udrea din arestul din Costa Rica. Din ceea ce scrieți dumneavoastră, maestre, practic spuneți acolo că planetele toate s-au aliniat astfel încât Udrea să fie acasă de Crăciun. Da, operațiunea a trebuit să se intituleze eliberarea Elenei Udrea înainte de Crăciun, ca să se petreacă sărbătorile în libertate. A pornit de la... Eu n-am făcut altceva decât am constatat niște lucruri ieșite din comun. Pentru eliberarea, repet, înainte de Crăciun, nu eliberarea Elenei Udrea, s-a pus în mișcare o mașinărie și de comunicare între instituții și de iuțeala instituțiilor pe care n-am întâlnit-o în perioada post-decembristă, poate doar la eliberarea ostaticilor. Deci când e ceva în atenția opiniei publice și sigur este și o chestiune contra cronometru. Deci în cazul de față această iuțeală nu se avea explicația că Elena Udrea urmează să fie ghilotinată și trebuia neapărat să preîntâmpinăm asta. Da, este deci, așa că spuneți dumneavoastră. Vă dau un exemplu. Deci miercuri seara sunt eliberați de completul 2. Asta e foarte important. Prin suspendarea pedepsei câteva persoane, Elena Udrea era în judecata completului 3 și ei se amână de către acest complet până pe 28 ianuarie, deoarece DNA-ul nu trimisese dosarul. Dimineața, joi, se duce avocatul, cere preschimbarea termenului, se pune la ora 3. La ora 3 este eliberat, este suspendată pedeapsa, e trimis la tribunal. Tribunalul, vreau să spun că la ședință procurorul DNA, maică, nu era fan Elena Udrea. Și nici nu a contestat acea suspendare. Nu, chiar la ședința. Numai că n-a contestat la ședința, care la ședința, că procurorul DNA a spus că trebuie să-și petreacă de Crăciun. După asta, tribunalul vineri, retrăgându-i extrădarea, DNA-ul putea să vâre contestație. N-a vâră până sâmbătă la 4. La 4 sâmbătă, domnul Tudorel Toader și o echipă erau la minister, au semnat repede actele, le-au trimis la Maie, la Maie parcă cineva ședea de gardă, mai a trimis un curier diplomatic la clasa business, când a găsit loc. Mă rog, de acolo ajunge în Mexic, o întreagă, deci, îi spuneți și mie, n-am văzut o asemenea comunicare între instituții, nu mai spun că era sâmbătă 22 decembrie. Și atunci am zis, ceva e neregulă, ori sistemul românesc birocratic a dovedit omenie, ori este o operațiune de genul o celulă de criză care a făcut să funcționeze pentru prima dată perfect toate aceste instituții. Dar de ce mai este, credeți că a fost atâta grabă și atâta relaționare între instituții, chiar și cele externe, pentru eliberarea Elenei Udrea? Deci, ipoteza mea care s-ar putea să o supere pe doamna Elena Udrea este faptul că cineva a dat ordin sau a cerut statului român ca Elena Udrea să fie eliberată înainte de Crăciun, ca o convenție din aia din filme. Deci, cu FBI-ul noastră... sau CIA-ul, când ala spune, da, domnule, fac dacă sunt eliberat înainte de Crăciun. Deci asta recompensă. Era o înțelegere. Deci o recompensă, spuneți dumneavoastră, e pentru Elena Udrea? E o înțelegere, nu avea cum încoace statul român se poate iuți atât de tare. Sigur că nu era bine să petreacă de Crăciun în închisoare, dar până la urmă... Cum să zic, nu era o chestiune dramatică, nu era executată să spui că, domnule, la acel moment toate instituții. Gândiți-vă că mai sâmbătă seara a trimis ăla curier diplomatic. Aveți dreptate, maestre, și de ce? Pentru că acum mă gândeam că atunci când mi-am schimbat domiciliu, deși administrația fiscală aproape că este una lângă cealaltă, durează un an de zile. Un an de zile dacă te muți dintr-un sector în altul al capitalei.
să-ți muți dosarul fiscal de până la FIS. Să vă spună orice telespectator. Pentru că gândiți-vă, eram, atenție, sâmbătă 22, când nu mai lucrau nici crâșmele în România. Deci gândiți-vă că între instituții n-a existat o fisură, că putea să trimită de la tribunal să zică, bă, nu trimitem, că uite, trebuie să... Bun. Bă, rog. Și când asta spuneți că cineva i-a spus statului român să o elibereze... Da, pare, eu nu spun că mă cineva pare, a zis, domnule, trebuie, avem o înțelegere cu Udrea sau nu? Nu zic că de Udrea trebuie să-ți facă Crăciunul acasă, gata. În acel moment, cum să zic, s-a pus în mișcare. Cred că aia la mai așteptau documentele la poartă, știți cum e, că trimite niște documente până ajunge portarul. Da, e foarte interesant această observație a dumneavoastră. Spuneam, când spuneți că cineva ar fi spus statului român să facă această eliberare chiar în ajunul Crăciunului, da? Vă referiți la american, pentru că s-a tot discutat despre faptul că Udrea a fost investigată și intervievată de cei de la FBI. Domnia s-a fost întrebată în direct la Antena 3, nu a recunoscut evident acest aspect. Dar s-a tot vorbit despre faptul că ancheta, de exemplu, care îl vizează pe Traian Băsescu, cea legată de Roșia Montană, a plecat de la niște detalii date de Elena Udrea în închisoarea din Costa Rica. Acum, știți, o altă remarcă e următoarea. Deși Elena Udrea era coruptă, mă țineți minte, cu cămare pentru divizia presă a serviciilor, să știți că n-am găsit un rând de, nu de revoltă, de întrebare, cum mi-am pus eu, care nu pot să spun că sunt un adversar al Elenei Udrea, dar cu toată stima pentru respectul pentru Elena Udrea, ea știe foarte multe lucruri din perioada mandatului Traian Băsescu. Rolul ei a fost uriaș în perioada mandatului. Adică știe foarte multe lucruri. Știu eu ce, cum să spun, ce au suspectat americanii, nu în legătură cu Traian Băsescu, în legătură cu oficialii americani. Eu nu exclud posibilitatea ca ea să știe niște lucruri care interesează FBI-ul. Gândiți-vă că poate că unele, pentru că FBI-ul poate s-a interesat, au fost aici ambasadori, personal de ambasadă, un alt oficial din administrațiile anterioare chiar. Nu știu, deci nu, eu nu împărtășesc teza doamnei Elena Udrea că ea nu știe nimic și că habar n-are. Da. Gândiți-vă că a fost chiar un personaj foarte important în statul român. Mulțumesc, maestre, pentru această intervenție. Foarte interesantă această teorie expusă de Ion Cristoiu și cam așa este. Domnule, atâta grabă și atâta relaționare cum nu